Bună ziua, dragi copii! Sunt Mariana Rosfinski și te invit la o lecție de limbă și literatură română din clasa a treia din instituțiile cu instruire în limbile minorităților naționale. Pentru început, îți propun să ne amintim cum ne salutăm și citește poezia. Cum salutăm? Ochișorii când deschidem, bună dimineața zicem. Peste zi când ne întâlnim, bună ziua noi rostim. Când soarele s-a culcat, bună seara v-am urat. Sau poezia obiceiuri bune. Soarele cât e de soare, obiceiuri bune are. Când în zori își arată fața, zice bună dimineața. Obosit de colindat, soarele nu s-a culcat. Înainte să apună, dânsul zice, noapte bună. Ascultați, vă rog, poezia și să-mi spuneți, vă rog, cine nu-ți dă pace să dormi? Pe perete în dormitor, ticăie fără încetare, nu-mi dă pace să adorm și să aude tot mai tare. Ceasul scot încetişor și-l dau jos de pe perete, îl duc hăt până în pridvor, las acolo se repete. Tic, tac, tac, tic, tic, tac, tac, tic. Doar așa am să dorm un pic. Ghici, ce este? Pentru toți măsoară timpul, după el ne ținem pasul, nimic mai exact ca dânsul, ce credeți că este? Ceasul, desigur că. Subiectul nostru lecției noastre este cât e ora. Deschideți caietelele și notați tema lecției. La această lecție vei învăța cuvinte și modele de vorbire noi despre timp. Vei prezenta o anumită oră, vei învăța cum să folosești corect verbul a lua la timpul prezent, vei spune ce acțiuni faci la o oră anumită. Deci, să începem! Ascultați și repetați după mine. Deschide caietul de cuvinte și notează cuvintele în caiet. Măsoară, măsoară, umbră, umbră, timp, timp, din antichitate, din antichitate, funcționau, funcționau, cadran, cadran, a semnala, a semnala, fațade, fațade, clădire, clădire, jumătate, jumătate, sfert, sfert. Fii atent și reține. Ace. Mama a cumpărat ace noi. La fel, ace, dar acele bradului sunt verzi și ace, tata a schimbat acele ceasornicului. Reține și alcătuiește alte propoziții cu diferite sensuri ale acestor cuvinte. Să alcătuim în binări de cuvinte cu unele din cuvintele noi. Ceas. Ceas solar. Ceas de mână. Ceas de buzunar. Ceas digital. Tata a cumpărat un ceas de mână frumos. E timpul să învățăm timpul. Privește atent cadranul ceasului. Și fii atent.
Linia mică ne indică ora exactă. Cifrele ne arată ce oră este. Liniuțele ne indică minutele din oră. Linia mare ne indică minutele trecute sau rămase din oră. O oră este egală cu 60 de minute. O jumătate de oră are 30 de minute. Un sfert de oră are 15 minute. Un minut are 60 de secunde. Reține! 5 minute, 10 minute, 19 minute, dar 20 de minute, 25 de minute, 55 de minute. Eu încep lecțiile la ora 8 și 15 minute, iar prietenul meu la ora 8 și 30 de minute. La ce oră începi tu lecțiile? Modele de vorbire. Atunci când vrem să aflăm cât e ora, avem mai multe întrebări posibile. Cât e ora? Ce oră este? Ce oră e? Spuneți, vă rog, ora exactă. Vă rog să-mi spuneți cât e ceasul. Cât este ceasul? Cât e ceasul? Reține și întreabă colegii sau părinții cât e ora. Alege un model de vorbire potrivit. Reține dialog. Cât e ora? Ori este ora 10 sau e 10 fix? Ce oră este? E ora 8 și jumătate sau e ora 8 și 30 de minute? Cât e ceasul? E ora 7 și un sfert. E 7 și 15 minute. Alcătuiește un dialog după model. Spuneți, vă rog, ce oră este? Este ora 9 și 30 de minute. Spuneți, vă rog, ora exactă. Este ora 9 și 33 de minute. Privește atent imaginile și scrie cât e ora, utilizând modelele de vorbire învățate mai sus. Poți opri filmulețul și notează în caiet. Conversează folosind cuvintele de mai sus în diferite situații. Ai un model. Spune, te rog, cât e ora. Este ora 9. La ce oră te scoli? Mă scol la ora 7. Reține verbul a lua. Eu iau, tu iei, el sau ea ia. Noi luăm, voi luați, ei sau ele iau. Eu iau prânzul la ora 13. Citește și compară. Eu iau micul dejun. Eu iau prânzul. Eu iau cina. Micul dejun este masa de dimineață. Prânzul este masa de la amiază. Cina este masa de seară. Spune la ce oră iei micul dejun, prânzul sau cina. E bine să știi. Există multe tipuri de ceasuri. Ceas solar, ceas cu nisip sau clepsidră, ceas mecanic, ceas electronic, orologiu. Ascultă și citește textul.
Ceasul solar măsoară timpul cu ajutorul soarelui. Umbra soarelui arată ce oră este. Clepsidrele au fost folosite din antichitate și funcționau cu nisip, apă, praf de coajă de ou. În Evul Mediu, în Europa, ceasurile erau în mănăstiri și biserici pentru a semnala începerea slujbelor religioase. Un ceas de mărimi mari pe fațada unei clădiri se numește orologiu. Ceasurile de mână au devenit populare în 1920. Înainte, ceasurile erau purtate în buzunare. Mai târziu au apărut ceasurile digitale. Ele prezintă timpul ca un număr, de exemplu 12:08, în loc de ace și cifre pe cadran. Acum îți propun câteva sarcini pentru a înțelege textul. Citește fragmentul unde este descris ceasul solar. Citește fragmentul unde sunt descrise clepsidrele, orologiu, ceasurile de mână, ceasurile digitale. Alege răspunsul corect. Ceasul solar măsoară ce? Umbra, soarele sau timpul? Clepsidrele funcționau cu ce? Cu nisip, cu apă sau cu ulei? Ceasul de pe fațada unei clădiri se numește orologiu, ceas de mână sau ceas de buzunar? Revino la text și găsește răspunsul potrivit. Să vedem! Ceasul solar măsoară timpul. Clepsidrele funcționau cu nisip. Ceasul de pe fațada unei clădiri se numește orologiu. Bravo, sunt sigură că te-ai isprăvit de minune. Răspunde cu ajutorul textului la întrebări. Ce arată umbra soarelui? Cu ce funcționau clepsidrele? Cum se numește ceasul de pe fațada unei clădiri? Când au devenit populare ceasurile de mână? Cum prezintă timpul ceasurile digitale? Autoevaluează-te. Alege ceasul de culoarea potrivită, răspunzând la fiecare întrebare. Pot pronunța corect sunetele? Pot prezenta o anumită oră? Pot întreba și răspunde la întrebări? Pot relata ce fac la o anumită oră sau zi? Pot folosi verbul a lua la timpul prezent? Pot folosi propoziții pentru a concretiza limite de timp? Pot discuta cu un coleg, prieten, o colegă, prietenă, la ce oră facem diferite lucruri? Și acum să vedem pe ce treaptă a succesului ai ajuns astăzi. Dacă ai acumulat mai multe ceasuri verzi, înseamnă că astăzi ți-a reușit totul sau foarte mult. Dacă un pic mai puțin, înseamnă că un pic mai ai de lucru. Sau mai încerci. Revino încă o dată la text și rezolve sarcinile propuse. Sunt sigură că vei reuși. Acum îți propun câteva teme pentru exersat. Răspunde la întrebări, înscenează acest dialog cu un coleg sau cu părinții. La ce oră te scoli? La ce oră pleci la școală? La ce oră începi lecțiile? La ce oră se termină lecțiile? Citește datele de pe ceasuri și notează-le în caiet. Apasă filmulețul pe pauză și
lucrează. Îți doresc succes! La revedere!